fie plătit să se poată servi o masă în cursul unei zile. Păi să clarificăm. Dar numai o clipă să termin. Vor fi plătiți? După aceea, da sau nu? Da. Sunt nicio formă, bun, absolut. Ok. Dincolo de aceasta... Și nu vor fi doar tineri, vor fi seniori care, da? Care vor să implice. Vă rog, am dat un răspuns. Și campania aceasta poate fi lovită de nulitate, pentru că 150.000 de semnături nu sunt atât de ușor de controlat și de acceptat ca fiind și reale, pentru că depinde cum vor suna fluturașele domnului deputat Spânu. Eu aș putea să vă dau un scenariu. În campania domniei sale, să spunem, de imagine, pentru că este o campanie de imagine pe un subiect controversat, cu ușoare tendințe populiste, sigur că poate să spună pe fluturaș, domnul deputat Spânu a inițiat campanie de semnături împotriva mausoleului lui Simirad, așa cum este el intitulat. Și foarte ușor, pe această, să spunem, formulă, omul poate să vină să semneze da sau să semneze nu. Tot la fel de ușor este și de contestat cine a semnat la da, cine nu. Știm foarte bine ce implică un asemenea demers. De altfel, decizia administrativă și politică, tot în Consiliul Județean, domnule Spânu, se va lua. Tot într-o coaliție care va funcționa sau nu va funcționa la nivelul administrației județene timp de 4 ani, cât avem de trăit împreună. După aceea vor fi alegeri care vor hotărâ cine va mai conduce în continuare Consiliul Județean și ce structură politică va avea acesta. Ori, și-mi termin ideea cu acest ultim pasaj, dacă în loc să nu vedem pădurea din cauza copacilor, mai bine am aminti ieșenilor că în dorința dumneavoastră de a vă impune alături de domnul Cârlan un vicepreședinte în această coaliție și care ar trebui să funcționeze, ori din moment ce vreți să vă impuneți un vicepreședinte și insist pe acest termen, nu impunem nimic. Înseamnă că vreți să veniți să și votați proiectele care sunt, oarecum, cu o anumită cădere pe un anumit considerent pe care președintele Consiliului Județean vrea să le aducă pe masa ordinii de zi. Și referitor la sumă, nu este adevărat. Într-o perioadă de criză, un astfel de edificiu, dumneavoastră sunteți economiți din câte știu, ar trebui să cunoașteți că se poate construi mult mai ieftin. Dar nici nu s-a pus problema construirii lui, ci este vorba la acest moment, și asta trebuie să înțeleagă și ieșenii și toți cei care ne urmăresc și sunt interesați de acest subiect, că este vorba doar de inițiativă, de aprobarea inițiativei ca și principiu de asta implementare și, desigur, studiile aferente acestui demers. De niște bani aici, adică nu cheltuim aiurea. Adică dacă am început-o, păi merge până la capăt. Când construim ceva, cheltuim aiurea? Păi nu, dar vreau să spuneți că nu este cumva dați de înțeles că n-ar fi sigur. Abia discutăm că suntem la început. Dacă vrem să amestecăm perioada de criză, nu știm cât va dura. Ori nu îl facem. Păi nu îl facem, dar îl facem în niște pași. El nu se poate face peste noapte. Încerc să răspund și eu punctual. Deci deocamdată nu mai sunt discuții asupra unor avize de principiu sau altceva. Până la ora actuală, dragi ieșeni, prin două hotărâri de Consiliul Județean, una din 2008 și una din 2009, s-au alocat în total 3.034.997 de lei, echivalentul a 740.000 de euro, pe hârtii. Într-adevăr, n-am pus încă o cărămidă, dar la ora actuală au fost alocați și vor fi cheltuiți, o parte au fost cheltuiți. Prima serie a fost de 850.000 de lei noi, adică 227.000 aproximativ de euro. Deci nu vorbim de avize de principiu pentru ceva, nu, au început să curgă banii. Deci la ora actuală am plătit aproximativ 750.000 de euro pe hârtii. Doi. Asta îți spune că e foarte important. Unde s-au dus? Cine i-a cheltuit și pe ce s-au dus banii? Păi haideți să vă spun. Prima hotărâre a Consiliului Județean din data de 40, numărul 45 din 2702-2009, a doua hotărâre de fapt, privind modificarea și completării hotărârii din... Nu am votat-o. Ați votat-o. Nu am votat-o. Partidul Democrat Liberal s-a abținut nu. Cu 5 voturi. Deci, eu nu v-am întrerupt. Eu nu v-am întrerupt și vă rog să-mi lăsați cuvântul. Să-mi dați cuvântul. Deci, toți cei 13 consilieri județeni a PDL-ului, la ultima ședință de Consiliu Județean, au fost 7 voturi împotrivă, 5 abțineri. Abținerele se contabilizează în procesul verbal la voturi contra. Deci au fost 13 voturi contra acestui proiect. Și restul au venit de la colegii din PSD și PNL. Deci în două hotărâri, una din 2008
în care s-au alocat 850.000 de lei, echivalentul a 227.663 de euro, data emiterii hotărârii 30.09.2008, iar a doua, din 2009, din 27.02.2000, de pe 2009, hotărârea numărul 45, alți 3.034.997 de lei, echivalentul a 740.000 de euro. Deci, la ora actuală plătim hârtii, care eventual sunt necesare, dar asta înseamnă că se vrea construcția acestui sediu. Și eu vreau să întreb, cine este cel care vrea să facă o campanie de imagine? Pentru că atunci când eram consilier județean, m-am opus acestui proiect, am reușit să blocăm într-un anumit interval de timp construcția acestui proiect, pentru că domnul președinte Simirad a dorit prima dată să-l construiască într-o altă locație, pe strada Codrescu numărul 6, apoi și-a dat seama că nu e atât de vizibil și a mutat, vrea să-l mute pe parcul de lângă sediul Rajac, unde sunt copaci, iarbă verde, e singurul copou, a rămas singurul plământ verde. Și atunci, de ce discutăm? Acum, două luni de zile, domnul președinte Simirad a declarat clar în presă, aveți înregistrări, că nu mai continuă cu acest proiect. Eu am atacat în contencios administrativ o primă hotărâre. Nu știu dacă a spus chiar așa sau a dat de înțeles mai degrabă că, a spus că nu supărat mai pe nu mai votul primul vot din Consiliul Județean, că se gândește dacă mai nu, continuă proiectul. A spus sau... cu predicat și substantiv că nu va mai continua pentru că... Și cum s-a răzgândit între timp? Păi uitați-vă că a reluat-o din nou. Nu înțeleg. Din cauza asta eu nu mai am încredere și atunci... Ce sens au discuțiile să mergi la masă și să încerci cu argumente, pentru că argumentele legate de criză eu le-am adus anul trecut. De ce s-a și unii ne-au ironizat, au spus Simirad, că stai, vai de mine, cam auzit și eu, iar aici nu vreau să leg. Numirea vicepreședintului Consiliului Județean, care poate să o, alegerea, care poate să o pot accepta colegii din PSD, pentru că acest vicepreședinte va fi votat de către consilieri. Este o decizie politică. Eu nu vreau să o amestec cu acest proiect. N-are nimic de a face cu acest proiect. Nu înseamnă că colegii din Partidul Social Democrat ne-au dat nou un post de execuție, de muncă, contra unor proiecte pe care noi nu le-am discutat și nu am fost niciodată de acord. Cum ar putea să meargă această alianță? Va merge. Asta e un punct pe care tocmai vreți să o încheiați la CJ. Asta este un punct în care domnul Simirad va merge, declarat, altele. O să vă spun. Deși domnul Simirad a declarat chiar zile trecute că a colaborat foarte bine cu actualul vicepreședinte Victor Chirilă și că sub nicio formă nu vrea să renunțe. Eu am să încerc să răspund tot punctual, pentru că atunci când am văzut că domnul deputat enumeră oarecum acolo un șirac de cifre, nu, sunt acte reale, sunt acte reale, cheltuieli care s-au făcut pentru niște documentații ce au ajuns până acum la un anume demers. Da, sute de mii de euro. Dar nu e vorba de sute de mii de euro. Sunt 750 de mii de euro, afirm clar cu tărie. 740-128 de euro. Sunteți într-o eroare totală. Haideți să mă lăsați să vorbesc. Eu am crezut că... Eu am crezut că începem să enumerați cifre și cheltuieli pe care un deputat, respectiv dumneavoastră, le aveți săptămânal și pe care ieșenii le suportă. Cheltuieli cu avionul dus întors săptămânal, cheltuieli cu hotelurile de lux în care stați la București și nu faceți nimic pentru Iași, cheltuieli... Nu, lăsați-mă să termin, dar și dumneavoastră ați invocat niște cifre, invoc și eu tot niște cifre. Oficiale, dar cheltuieli cu diurne, cu deplasări... Eu astăzi în conferința de presă am arătat că am adus 45 de miliarde pentru Iași. Ca amendamente nu la bugetul de stat. Domnul Spânu, nu mințiți ieșenii. Vă rog, dumneavoastră mințiți, sunteți în cunoștință de cauză. Și vă pun subiect. Păi dumneavoastră ați divagat. Vă pun în față unor cifre amendamentele care acceptate. Nu au nicio legătură cu amendamentele dumneavoastră. Să revenim la chestiunea sediului. Când nu vă convine, haideți să discutăm serios. Amendamentelor deputatului Stanciu, care privea chiar strict finanțarea aeroportului, unul din obiectivele noastre foarte importante. Domnul Stanciu, dacă îl sunați acum, o să vă confirme că toți am votat despre acest proiectul aeroportului. Vreau să vă întreb ceva, domnule Adăscăliță. Vă rog frumos, domnule. Ce folos practic au ieșenii dacă se va construi acest sediu? Pentru că pare mai degrabă, nu știu, un moft acumura din Consiliul Județean. Nu este un moft, o clădire. Îmi pare rău că dumneavoastră, mare, ca jurnalist de prestigiu, nu înțelegeți importanța unui asemenea sediu regional a unei administrații de talia momentului și al...